Doamnelor și domnilor, în ultimii 25 de ani, populația din țările dezvoltate a fost încurajată să consume mai mult pește gras pentru a îmbogăți alimentația cu acizii grași polinesaturați omega-3, mai ales acizii eicosapentaenoic și docosahexaenoic. Într-un articol publicat în Jurnalul Asociației Medicale Canadiene, David Jerkins, de la Universitatea Toronto, se întreabă dacă aceste recomandări mai pot fi menținute. Uleiul de pește era recomandat în prevenirea bolii coronariene și a restenozării după angioplastia pentru infarct. Însă deja în anul 1995, cercetătorii de la Universitatea Harvard, Statele Unite, au comunicat că, urmărind 44.895 de persoane, au găsit că bărbații care au consumat săptămânal 6 sau mai multe porții de pește au avut un risc ceva mai mare de infarct miocardic decât cei care au consumat numai o porție de pește pe lună. Deci, peștele n-a avut niciun efect preventiv. Într-o lucrare efectuată la Universitatea Maastricht, Olanda, se arată că uleiul de pește nu ameliorează rezistența la insulină, în timp ce restricția calorică scade rezistența față de hormon. De fapt, în tratamentul diabetului de tip 2 se recomandă câte o zi de post negru. Concluzia autorilor olandezi este că suplimentarea cu ulei de pește nu constituie un tratament eficient pentru a scădea rezistența la insulină. În anul 2006, un grup de cercetători de la universitățile Manchester, Bristol și Southampton, Anglia, au susținut că bolnavilor cu angină pectorală nu trebuie să li se recomande consumul acizilor grași omega-3 ce se găsesc în uleiul de pește. Majoritatea studiilor recente n-au găsit niciun efect benefic al consumului de ulei de pește. Vegetarienii care nu consumă pește nu prezintă un număr mai mare de infarcte, ci dimpotrivă, la ei frecvența bolilor cardiovasculare este mai mică. S-a mai afirmat că uleiul de pește ar influența în mod pozitiv dezvoltarea nervoasă, sănătatea mentală, care reduce frecvența bolilor canceroase și autoimune, inclusiv boala Crohn, colita ulceroasă, astmul bronșic, scleroza multiplă și diabetul. Dar cercetările efectuate n-au putut dovedi vreun efect bun al acizilor grași omega-3 în afecțiunile amintite. Acizii grași polinesaturați cu lanțuri lungi au efecte imunosupresive, de frânare a mecanismelor de apărare, ca rezultat al producției scăzute de citochine și de celule cu rol în imunitate. Suplimentarea cu ulei de pește scade rezistența față de bacilul tuberculozei și crește mortalitatea șoaricilor în numeroase infecții. Cercetătorii de la Universitatea Wageningen, Olanda, urmărind timp de 14 ani aproape 22.000 de persoane cu vârsta între 25 și 65 de ani, ajung la concluzia că acizii grași omega-3 nu oferă nicio protecție împotriva infarctului miocardic fatal. Un alt studiu efectuat timp de 23 de săptămâni asupra 663 de bolnavi a arătat că acizii grași omega-3 nu au niciun efect antiaritmic. Iar un studiu efectuat în Germania timp de un an asupra a 3.851 de persoane a arătat că acizii grași omega-3 nu scad riscul decesului brusc la supraviețuitorii după un infarct miocardic. În sfârșit, o cercetare efectuată la Universitatea Hawaii, Statele Unite, timp de 12 ani, asupra 200.000 de persoane, arată că nu e nevoie ca femeile să consume pește pentru că inima profită mai mult dacă acizii grași omega-3 se ingeră din surse vegetale, în special din produse de soia și numeroase zarzavaturi. De unde provin acizii grași polinesaturați omega-3? În cloroplastul plantelor verzi, acidul linolic cu două duble legături poate fi desaturat mai departe în acidul alfa-linoleic
cu 18 atomi de carbon și 3 duble legături. Acest acid gras, ce se găsește în hrana noastră de fiecare zi, poate fi prelungit și desaturat foarte repede în organismul uman pentru a forma acidul eicosapentaenoic cu 20 de atomi de carbon, care la rândul lui poate fi iarăși prelungit și desaturat pentru a forma acidul docosahexaenoic cu 22 de atomi de carbon, cel mai lung și cel mai nesaturat acid gras. Deci, acizii grași omega-3 se pot obține și din produse vegetale, fără să mai fie nevoie de a consuma pește sau ulei de pește. De fapt, de câțiva ani în Statele Unite se fabrică ulei din soia modificată genetic, încât nu mai conține acidul gras linoleic, ci acidul stearidonic, ușurând formarea acizelor cu lanțuri lungi, eicosapentaenoic și docosahexaenoic. Autorul articolului la care ne-am referit la începutul emisiunii atrage atenția asupra faptului că rezerva de pește din oceane și mări a scăzut mult și dacă populația globului ar crește consumul de pește, în scurt timp, peștii din mări și oceane ar dispărea. O problemă deosebit de importantă este aceea substanțelor toxice și contaminante din pește. Peștii, în special cei răpitori, pot acumula metilmercur, bifenol și dioxin. Interesant că aceste substanțe dăunătoare se găsesc în concentrații chiar mai mari la peștii din crescătorii, datorită poluării atmosferei din țările industriale. Expunerea la mercur produce leziuni neurologice în tot organismul uman, inclusiv sistemul de conducere din inimă. De asemenea, mercurul poate leza ficatul și rinichii, fixându-se pe grupările sulfidril din sistemul antioxidant de apărare al organismului, împiedicând astfel eliminarea radicalilor liberi. Cum ajunge mercurul în apa oceanelor? Modalitatea cea mai ieftină de extragere a aurului este prin folosirea mercurului, care apoi ajunge în apele mărilor și oceanelor. De mult, oceanele sunt locul de depozitare a tuturor deșeurilor. Mercurul și alte substanțe toxice solubile în grăsimi se concentrează în grăsimea peștilor. Când peștii mici consumă planctonul și zooplanctonul, în organismul lor intră și mercur. Acești pești mici sunt mâncați de peștii mai mari, mercurul concentrându-se în grăsimea lor. Apoi, peștii cei mai mari mănâncă pe cei mijlocii, încât în grăsimea lor concentrația mercurului este de 125.000 de ori mai mare decât în apele în care trăiesc. Mercurul este deosebit de toxic pentru dezvoltarea creierului de copil, iar leziunile produse sunt în general irreversibile. Acizii omega-3 nu sunt produși de către pești, ci sunt luați de aceștia consumând algele de pe fundul mărilor și oceanelor. Dar există și alte surse mult mai sănătoase de unde să obținem acizii omega-3. Semințele de in, nucile, salata verde și produsele de soia conțin precursori pe care organismul îi poate transforma în acizi grași cu lanțuri lungi. Recent a început producția acidului docosohexaenoic dintr-o algă pentru a fi folosit în alimentația nou-născuților care, din diverse motive, nu sunt adaptați la sân. Când se recomandă consumul de pește, să nu uităm că cele mai bune proteine pentru organismul uman sunt cele ce conțin o proporție mai mare de arginină decât lizină. Proteina de pește este deficitară în aminoacidul arginina, care este necesară pentru fabricarea monoxidului de azot sau oxid nitric, o substanță ce ajută la dilatarea arterelor din creier, inimă și rinichi. În schimb, proteinele vegetale prezintă o rată arginină-lizină mult mai favorabilă, fiind astfel mai valoroase. Cantitatea scăzută de arginină nu ține de mediu, ci este un deficit biochimic înnăscut în proteinele animale. Un alt aspect trecut cu vederea este că pregătirea peștelui la temperaturi înalte produce o serie de substanțe cancerigene. Pe plan internațional, industria peștelui are probleme mari.
competiția între diversele companii și națiuni a făcut ca întregul sistem biologic și ecologic al oceanelor să fie tulburat. Pentru a obține cantitățile dorite este nevoie de crescătorii de pește, cunoscute și ca ferme de pește. Folosindu-se un minimum de biologie și etică, se urmărește un maximum de profit în timpul cel mai scurt, iar azi, aproape jumătate din cantitatea totală de pește consumat provine din crescătorii. Fermele de pește sunt lacuri, estuare, eleștee, zone îngrădite în mare, deci orice mijloc de a reține peștii, de a-i hrăni, îngrășa și apoi de a-i vinde fără să se ține seama că pentru o dezvoltare normală peștii trebuie să înoate. Somonul, de exemplu, în loc de a migra traversând Oceanul Pacific, nu mai are posibilitatea de a parcurge miile de kilometri și pe pielea lui se înmulțesc tot felul de păduci și alți paraziți, producând numeroase boli. Doamnelor și domnilor, am fost creați așa ca să putem obține tot ce are nevoie organismul nostru din mulțimea alimentelor vegetale din jur. Dar cum stăm cu vitamina B12? Vor întreba unii. Despre vitamina B12 vom vorbi într-o altă emisiune.